Astăzi vom deschide niște star drop-uri destul de bune pe un nou cont de Brawl Stars. Un cont de la zero pe care am mai jucat acum ceva episoade. Știți că am zis eu că îmi fac un cont de la zero. Nu m-am mai jucat pe el neapărat, dar este aici. Este un cont făcut de la zero care n-are prea multe chestii pe el. Are un Shelly, un Barley și un Poco. Și o să vedem cum este să deschizi aceste star drop-uri pe un cont care n-are nimic, efectiv, poate ne pică chiar ceva legendare, poate ne pică ceva mitice. Foarte mulți mi-au zis că din Legendary Stardrop nu poate să-ți pice legendară, poate să-ți pice mai jos, dar nu știu ce să zic. Eu aș zice că poate să-ți pice și legendară, corectați-mă dacă știți mai bine. Hai să luăm aici și Free Coins și să dăm și sunetul. Mamă, ne-a spart tipoarele! Lăsați și voi un like acolo dacă mai vreți episoade în fiecare zi de Brawl Stars. Urmează și să plec și poate mai filmez în avans, să aveți acolo foarte multe episoade. Avem aici și Brawl Pass-ul. Deblocăm aici multe, multe points-uri. Nu știu la ce o să ne ajute. De fapt o să ne ajute să upgradăm aici campionii. Și haideți să deschidem aici la shop. Intrăm la shop foarte, foarte frumos. Și o să începem cu Epic Star Drop, desigur. Hai să vedem ce ne pică din Epic Star Drop. 3, 2, 1 și... Haide bă! Mamă, nu pot să cred. Emote pe Shelly, faci mișto. Din atâtea chestii care ne pot pica, el îmi dă emote pe Shelly, frate. Ia uite, avem și skin pe Shelly. Bă, vezi că e tare rău skin-ul ăsta pe Shelly. L-am și eu pe contul principal. Hai să vedem și Mitica după ce lăsați foarte, foarte multe like-uri. Să vedem ce ne pică din Mitica și dăm ceva bun. Dăm un... nu știu dacă skin, mai bine brawler. Dăm un brawler, frate. Dăm un brawler, ceva nou. Nu pot să cred că mi-a dat puncte. Hai să băgăm și un match până deschidem acest Legendary Star Drop. O să băgăm cu Shelly, pentru că e o hartă foarte bună pentru Shelly. O să upgradăm aici pe Shelly. Mamă, la power 5, vezi că ne-am dus bine. Și o să jucăm un solo showdown ca să deschidem și mai multe. O să vedeți că este foarte, foarte tare. Dar foarte tare și pentru un jucător care abia ce se apucă de Brawl Stars, că are, nu știu, 3 de-astea moca. Mă rog, o să mai fie destul de multe. Ia uite, coleg, power cube. Bă, prietene, tu mă înveți aici pe mine. Băi, frate, băi. Ia uite-l. Bă, ce se ferește asta? Pleacă, mă, că-ți dau ultimata, n-auzi? El Primo. Domnul El Primo. Mamă, dar asta dă și peste. Ah, ba nu, mă, e Jackie. Ia, mă, și tu ultimata. Pleacă de aici. Bă, ia uite, mă, să bat toți cu mine. Mai sunt 4 oameni în viață. E bine, stăm bine. Și el e un brawler foarte bun pe harta asta, din punctul meu de vedere, pentru că dă de la apropiere. Ok, am văzut un Brock, am văzut o Nita. O să-i batem pe toți, am dat ultimata. Bum, stai că mă bate Tibbers. Hai că Tibbers e pe LOL. Ăsta e, nu știu cum îl cheamă. Ok, avem un Bo aici. Și ar trebui să-l batem. Easy peasy. Easy peasy. Facem primul nostru win, primele 10 trofee. Și n-am deblocat star drop-ul ăla. Trebuia să deblochez. A, uite, avem au, încă un de ăsta. Respect. Hai să vedem. Rare. Bă, urât așa, nu prea-mi place sincer ce mi-a picat aici. Dar eu credeam că ar trebui aici să-mi apară de-alea, să iau gratis, nu? De ce n-am primit? Cred că n-am level suficient sau ceva. Habar n-am, ia să vedem. Și aici o să deblocăm foarte multe chestii de la Trophy Road. Când o luăm pe Nita, frate? Aici o luăm pe Nita. Next goal, collect credits to unlock Nita. Ok, văd și pe aici niște special events, mai luăm credite. Da, interesant. Foarte bun acest Trophy Road. Și putem să luăm pe Nita mai departe, nu? 29 de gemuri, după aia El Primo, Jackie, toți băieții. Hai să deschidem și acest Legendary Star Drop, să vedem cine va pica din el. 3, 2, 1 și... haide mă, dăm ceva bun. Bă, vreau un brawler. Vreau un brawler, să văd dacă pică brawler odată ce-ți faci un con nou cu acest Legendary Star Drop. Ia să vedem și... bă, frate, PJ Shelly e ok, decât să-mi fi picat bănuți, e bună și PJ Shelly. N-aveam skin, este primul skin pe acest cont. De fapt, aveam skin? Ăla e în shop, s-a buguit. Da, și acum ținem cu PSG-ul, n-avem de ales. Deci PSG-ul e forță, a plecat Neymar, a plecat Messi, ține și noi cumva pe aici, nebun.
Hai, asta este. Oricum, tare oricum colaborarea dintre Brawl Stars și PSG a fost acum foarte mult timp, cred că acum vreo 2-3 ani. Ar fi tare să mai fac așa colaborări, cum a făcut și Stumble Guys-ul, cum a făcut cu Nerf, cu cine a mai făcut? Hot Wheels. A făcut cu câteva d-astea, mi-a plăcut aia cu Hot Wheels, chiar a fost interesantă. Ia să vedem dacă PSG și Eli ne aduce victoria în al doilea nostru match pe acest cont, Zinner. Și poate o să mai jucăm pe acest cont dacă vă place, să vedem așa cum primim chestii, moca, că știți cu toții. Toată lumea adoră chestiile gratis. Bă, ar trebui să-l bat pe ăsta. Mamă, e el primul. Nu cred că-l bat așa ușor. Trebuie să mai iau niște d-astea, niște puncte. Trebuie să o omor pe Jackie. Ok, am omorât-o. El primul se bate pe acolo. Mamă, sunt toți. Sunt toți. Plecați de aici, bă. Ia uite, mă. Bă, dar sunt boți ăștia? Tapia îl chema pe el primul. Nu cred că sunt boți, sincer să fiu cu voi. Mai avem un skin pe Shelly. Bine rău cu skinul ăsta, ești nebun? Bine rău. Și o să... și de fiecare dată când intri o să primești câte o chestie. Bă, destul de tare. Foarte ca lumea pentru jucătorii noi. Uite, dăm aici collect. Foarte bine, let's go. Am deblocat-o și pe Nita. Și un nou eveniment, ceea ce este foarte bine. Nita! Ia uite, ne dă prin partea asta de brawleri. Let's go, avem și brawl-ul. Și am mai deblocat aici 100 de credite pentru el primo. Vezi că faci treaba aici, vezi că faci treaba foarte bună. 60 de trofee ca să deblocăm Trophy Road-ul, interesant. Hai să jucăm un match cu Nita, bă, tot Shelly e baza, ești nebun? Shelly e baza, avem și skin, și skin cu ea. E forță Shelly acum. Plus că am băgat o grămadă de bani în ea să fie acolo power mare. Să nu ne luăm prea multă bătaie. Avem Ems lângă noi. Opa. Avem un mare Ems, trebuie să câștigăm și meciul ăsta neapărat. Dar e tare la început că ai multe chestii de făcut, ai multe chestii de deblocat și așa mai departe. Avem un Jackie aici. Hai să luăm repede. Și asta vine aici, care este moartă. Mulțumesc frumos pentru power. Ești o drăguță, Jackie. Așa, mai luăm o de-asta. Vine și un El Primo. Opa, ce s-a aruncat El Primo, bă. Îl a murit. Unde e El Primo? L-am omorât. Și mai sunt câțiva jos. Nu știu ce fac ăștia. Nu știu ce face. Ce faci, prietene? Ce faci? Ce faci tu? Unde fugi? Unde fugi? De Shelly PSG. N-are unde să fugă, ești nebun. 30 de trofee. Bine, rău. Avem ceva pe shop? Mi-a deblocat ceva pe shop pe aici? Ce mi-a dat? Când scrie new. Ce mă new acolo? Collect. Mamă, ce este de bonus, bine rău. Și mai avem un star drop. Hai să vedem. Rare. Bă, Econou, dă și mie ceva forță acolo. N-a vrut mă să-mi dea. N-a vrut să-mi dea. Hai să jucăm cu Nita. Jucăm cu Nita. Îi dăm și un upgrade aici, că avem suficiente puncte. Și o să jucăm la Brawl Ball. Dar hai să jucăm și la Brawl Ball. Mie îmi place Brawl Ball. Mi se pare un game mod interesant, dar să ai coechipieri cât de cât buni. Dacă nu ai coechipieri... What? Sunt de trei Nita. Bă, ce e asta? Ilegal așa ceva? Ilegal să avem trei... Bă, trei brawler la fel? Las-o naiba de treabă. Păi fiecare cu cursulețul lui. Dei. Gata, am rupt fâșul. Gol. Messi. Bine, mă, Messi, Nita. Mamă, mergea cu PSG. I-am bătut. S-au pus toți în același loc. Mergea meciul ăsta cu PSG, că știți, fotbal, PSG. Hai că iau pe... Bă, ce fac mă ăștia? O bag. Nu cred. A dat superul. Și-a dat superul să scape de ea, mă, ce nebun. Bă, dar eu cred că nu e legal să ai trei Nita în echipă. Vă zic sincer. Chiar nu mi se pare legal ce s-a întâmplat aici. T-Burs, hai, o să-i zic T-Burs, dar nu știu că nu se numește T-Burs. Gata. Este foarte ok, ăsta e ursulețul nostru. Fugi. Hai, ursuleț, mamă, sunt 100 de ursulețe aici, ești nebun? Ăsta e golul meu. Golul meu, Zinner scored. Let's go. Aute, Ankara Messi.
3 de Nita, frate, n-ai cum. Deci chiar n-ai cum. Ia să vedem, se mai deblochează ceva? Momentan nu, dar facem 1000 de bănuți. Asta e foarte, foarte bine. Bun, hai să mai băgăm cu... Cine să mai băgăm? Hai să mai băgăm cu Shelly, un Brawl Ball. PSG Shelly, păi. PSG știe fotbal. Ar trebui să rupă aici la fotbal din punctul meu de vedere. Ok, nu mai sunt 3 de Shelly. Ia uite, ăsta are Larry. Larry and Lori. Mamă, e forțos. Ia să vedem dacă știe Larry and Lori. Cine mai aici sus? Asta e mort. Au o Shelly. Ems este moartă. Și știi ce o să fac? O să fac o schemă din berceni. Ia uite. Nu se așteptau la asta. Nu se aștepta Brock la chestia aia. Ia uite, sunt toți morți. Doamne, îi rupem de-i cocoșăm. Dă-i cu superul, dă-i cu superul, că nu mai ai. Dă-i cu superul. Easy. Cel mai ușor meci din viața mea, ești nebun? Cel mai ușor meci din viața mea. E bună pe SG Shelly la... la asta. Cred că putem să-l deblocăm și pe El Primo. 320 de puncte. L-am deblocat. El Primo! Tare, bă, El Primo. Ia, pe cine mai deblocăm mai departe? Pe Jesse putem să o deblocăm mai departe. Și după aia o să-l deblocăm pe Brock, Jackie. Interesant, interesant. Plus 1000 de puncte. Foarte frumos din partea lor. Încă n-avem quest-uri, 60 de trofee. Mamă. Hai să mai băgăm un match, că-s curios ce facem. Mai câștigăm aici un match de Brawl Ball. 6 chileane, bine. A fost un match mai greu, dar nu contează. Și să vedem dacă mai deblocăm ceva. Win battles each day to earn star drops. Uite, ne-a deblocat și nouă aici. Deci ne-a deblocat quest-urile. Ok, interesant, interesant. Uite, avem și quest-uri acum. Și putem să luăm două star drop-uri. Hai să jucăm și cu El Primo. O să luăm pe El Primo, pentru că n-am jucat cu el. Îi dăm și noi un upgrade frumușel lui El Primo la un power 4 și o să jucăm solo showdown pentru că avem quest la solo showdown. Trebuie să batem 9 inamici, mamă, și să dăm și damage și o să câștigăm și două star drop-uri dacă câștigăm meciul acesta. Hai să vedem, pentru că am deschis destul de multe star drop-uri dacă mă întrebați pe mine episodul ăsta. Am deschis și alea 3 gratis plus și am mai găsit și la PES. Destul de bine, destul de bine. O să ne batem episodul ăsta, nu vreau altceva. Episodul ăsta ne batem. Meciul ăsta mă refer. Opa. Boom. Aia zic, tată. Aia zic. O să vină Brock. Vine Brock încoace. Dar este mort. Nici nu știu de ce nu dă mine. Nu contează pentru că este în avantajul nostru. Hai să vedem. Mai vreau oponenți. O vreau pe Shelly. Dă-mi-o pe Shelly, tată. E moartă și Shelly. Mai sunt 3 oameni. Opa. Vine Nita. Ce face, mă, Nita? Opa! Mama, am crezut că mor și am dat ăla repede. O să ne refacem puțin viața, că am văzut că vine și ursulețul. Cum se numește ursul ăsta, frate? Că mereu uit. Deci mereu uit cum se numește ursul. Hai să ne mai luăm power, că dacă tot e aici... Ar fi păcat, sincer. Uite, din 2 pumni am luat. Unde e ultimul om? Aaa, stă AFK, bă. Are lag, cred. Cel mai probabil. Nu știu ce face. Este Ems. Papa Ems. Papa, mulțumim de win. Cele două star drop-uri. Facem și rank 2 pe El Primo. Și, ia să vedem, rare. XP doubler. Ok. Și tot rare din al doilea. Iar XP doubler. Bă, m-a spart. M-a spart, bă, frate. Dar uite, am mai făcut aici încă un level și mai avem un star drop. Hai să vedem. Super rare. Ia. 100 de coins. Cam slăbuți, sincer. Cam slăbuți, dar asta este. Sper că v-a plăcut acest episod. Un like acolo. Eu am fost Sinner și spuneți-mi dacă mai vreți să facem episoade pe acest cont.